Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Din câte se vede, m-am întors la București, viu, nevătămat. Este un eveniment deoarece a venit pe DN2. Este ca și cum ai trece prin războiul dintre Hamas și Israel. Am înțeles că, spun cei din Focșani, că acolo este o mare aglomerație pe șoseaua de centură, că deja se construiește în paralel autostrada, dar din câte eu nu mai știu nimic despre autostrada A7, pentru că înțelesesem că se oprise pe undeva din cauza unei explozii. Habar n-am. Continui să citesc pe George Corm, v-am spus. Unde este? Acea carte faimoasă, Orientul apropiat, pecat, cum ar veni explodat. Și e foarte interesant, poate o dată să facem o discuție, el consideră că descoperirea petrolului a fost pentru arabi un blestem, pentru că au devenit țări rentiere, cum sunt și acum. Stau pe petrol și au făcut, cum am zis, mașini cu roți de aur și în loc să investească cu banii ăia obținuți din petrol în industrie, în dezvoltare, cum au făcut, să zicem, cum au făcut alte națiuni, o să pună rentier, se numește economie rentieră. Și aici, președinți, dictatori, pac, pac, petrol, nu prelucran măcar, petrol, bani, bani, nimic. M-au mai împărțit și la ea, Yemen și ăștia care n-aveau. Alta ar fi fost situație foarte interesant, că la un moment dat o bogăție, un blestem. Alta ar fi fost situația, spune autorul, sunt de acord, dacă ei n-ar fi avut nimic. Că dacă n-ar fi avut la subsol, ar fi tras tare să supraviețuiască. Însă eu cred că în curând acest blestem se va duce, deoarece mutația geoeconomică, mutația mondială către energie verde, poate că nu scoate Rusia din joc, dar scoate țările acestea din Golf, țările arabe, care nu vor mai avea nicio valoare. După când nu se va mai lua petrol, o să se spele pe el pe cap. Bun. Să trecem acum la și la alte evenimente, și este un eveniment ce spune Corb despre petrol, care e valabil și pentru noi, cu cât o țară este mai bogată cu atât un zăcăminte, dacă nu știi ce să faci cu ele, ajungi și o țară rentieră și când se termină, cum a fost la noi, petrolul, la un moment dat nu mai poți să mai faci nimic. Stimați telespectatori, ziua de astăzi a fost dominată de ceea ce aș putea numi, nu pot permite, astăzi a fost Congresul Romilor. S-a dus din proprie inițiativă Cura Muntean, a scris un reportaj foarte pictoresc, cum știți, cu talent, cum știe să scrie ea, și ea a evitat cuvântul care se opune romilor, adică folosit înainte, folosit de toți, de Alexandrie, de Eminescu. Deci aș fi spus că astăzi am asistat la un scandal deferentar. Nu spun de Râmnicu, nu, de cum e, deci Câmpul Lung Mușcel, unde activează autoarea acestui scandal, pe nume Elena Lasconi. Stimați respectiv, eu am văzut multe la viața mea în cei 30 de ani, dar cum să spun, un asemenea personaj cum Elena, nu, cu o asemenea creație artificială, mediatică, n-am mai pomenit. Spun pe bune. Deci, dacă vă uitați la pastilele mele, că iată, deja am împlinit 2 ani, ceva, 3 ani era încă din pandemie, veți descoperi că după alegerile din 2020, da,
alegerile locale, pe 28 septembrie 2020, candidata USR pentru Câmpul Lung Mușcel, Elena Lasconi, fostă vedetă, fostă, la ProTV, a câștigat alegerile. Deci, cred că dacă și eu mă duc la Bolotești, cred că le câștigă. Ei de acolo sunt suficient de proști să creadă că eu voi sparge munți, că sunt de la București. Mai bun e unul din sat, că știe să facă. Că știe cine sat. Bine, eu mă duc la televiziune, fac podcast. Cred că aș fi un primar catastrofal. Eu nu mă pot administra pe mine, dar apoi un sat, un cătun măcar. Și de prin februarie, nu, și imediat a început un cult al personalității Elena Lasconi. Repet, a câștiga alegerile în câmpul Mușcel nu spune nimic. Bun, v-am zis, era de la București, vedete, la bătrânețe, ca să spunem așa, cu duioșie, s-a retras și a făcut acolo o căsuță, cum aș retrage eu la Găgeșdeal, da? Și candidez la funcția de primar pentru Găgeșdeal, deși nu există Găgeșdeal decât e Cătun. Și a început. Țineți minte, nu exista zi în care să nu apară. Elena Lasconi, ia să vedem, de 13 februarie, a anunțat că a schimbat încuietoarea de la casa de oaspeți, care aparține primăriei, după ce a aflat că era folosit mai mult de oameni de locul, în timp ce a schimbat încuietoarea. Și Elena Lasconi, era și în timpul iernii, Elena Lasconi a fost amenințată cu moartea. Cum a fost amenințată cu moartea? Noi zice toată lumea, da? Aul, nu mă lăsați să iau care îmi spune timp. Altfel vorbesc despre Elena Lasconi vreo oră. Și am aflat ce s-a întâmplat. Ea și-a lăsat mașina în fața primăriei din Câmpul Lung Mușcel. Eu îl confund cu Râmnicu Vâlcea. Nu, Câmpul Lung Mușcel. Bun. Și acolo, peste noapte, ani, tam, 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 și când ninge pe mașină, îți face un din ăla. Ăsta. Și eu, dacă las mașina, pot să găsesc să scrie unul cu deștul. Spală-mă mașina, cum era ăla. Bă! Și ea a găsit dimineața, a scris unul cu deștul, un ticălos și a zis, nu știu, te omorâm sau. Imediat, toată presa, Elena Lasconi, amenințată cu moartea, bun. Așa, ia. Yeah. 7 septembrie 2022, a avut un teribil accident rutier în Câmpul Mușcel, în care și-a pierdut viața un tânăr motociclist, după ce a apărut în presă informația ar fi suferit accidentul din cauza unui capac de canal, multă lume a sărit să o acuze, ea a povestit ce s-a întâmplat, că n-a fost să fie așa, și nu m-a întâmplat, da. Deci, repet, o campanie, de ce spun acum, fiți atenți la ce spun acum. Atenție, că ce spun acum explică într-un fel ce s-a întâmplat azi. Scandalul, deci, nu încoate, tărăbui mediate. Bă, parcă câștigase alegeri, parcă că câștigase alegerile la Paris, la Londra. Câștigase la Câmpul Lung Mușcel, bun, și făcea ce făcea toți primarii. Nu schimbase nimic, dar era din astea acțiuni. A schimbat iala, s-a dus pe jos, merge cu trotineta. Bă, în fiecare zi era ceva despre Lasconi, era ceva, păi nici tovarășa Ana Paucher, despre ea nu se scria la vremea respectivă când era tovarășa Ana Paucher în presa din România, Pasionarea Balcanilor, așa zice. Bun. Și a trecut vreme, cum e la în basme, și a trecut vreme, și a trecut vreme, și deodată se face 15 septembrie 2023. N-am mai aflat nimic de Elena Lasconi. Dacă Câmpul Lung Mușcel ia un bulevard, se numește Pardon, pentru că ei când mergeau, am înțeles în perioada interbilică, că se loveau unul de altul, ziceau Pardon. Un oraș, Câmpul Lung Mușcel. Repet, nu făcuse la Câmpul Lung Mușcel, nu știu,
ceva, schimbase orașul, făcuse șosea de centură. Erau din astea găselnițe de tipă cu mare priză la presă. Bănuiesc că suna pe la foste, cu, bă, am și o rugăminte, bă, dă-și ceva despre mine. Bă. Vine 15 septembrie și deodată aflăm. Biroul Național al USR a decis vineri ca lista de candidați ai partidului pentru alegerile europene 2024 să fie deschisă de Elena Lasconi. Oh, când am citit asta, de mult v-am să comentez, dar uite, zic, mă, stai puțin, că Elena Lasconi, în toate scrierile ei, zicerile ei de până acum, a spus că e devotată câmpul Mușcel, că acolo vrea să fie îngropată, știți, așa, era un fel de, nu știu, ciopârceanu al lui câmpul Mușcel. Bun. Și dacă ea participă cu o să anunțe la europarlamentare și cap de listă la USR, cap de listă, adică când o vezi Elena Lasconi, votezi lista. Așa au zis. Deci personalitate înseamnă că ea nu mai, alegerile locale aveau loc mai târziu, da, nu știu, în iunie. Aha. Asta înseamnă că ea părăsea pe câmpul lung mușcelen despre care spunea că este nu mai poate trăi fără ei, că nu mai poate trăi, nu înțeleg, nu mai putea, bun. Mă rog, am zis, bă, dar stai puțin, ăștia sunt nebuni, de ce Elena Lasconi? Adică înțeleg că eu, de exemplu, dacă o punea cap de listă pe Armand, Clotil, pe cuvântul meu că înțelegeam. Franțuzoaică, personalitate, tipă, sigur, cum controversată, cum ar spune presa tefelistă, dar, bă, era, românii ziceau, bă, e franțuzaică, știe franceză cu tare, da? Hai să o alegi. Elena Lasconi de la câmpul Mușcel. De ce nu Lenuța Ciupală, ceapă degerată de la Vaslui? Bun. Și după asta vine 27 septembrie, da? Oleo, primarul din Câmpul Lung, Elena Lasconi, este luat în discuție de lider posibil candidat la prezidențiale. Au declarat pentru G4 Media mai multe surse din partid, așa. Oleo, și Elena Lasconi a zis, dacă sunt luată în calcul și se discută în USR despre treaba asta, vă dați seama că pentru mine este o onoare, dar este și copleșitor. Oleo, eu cred că după câte nu ar putea să așa. O dorung trung, bă, deja primărița din Câmpul Lung, Mușcel, era cap de listă și candidat la președinție. Brusc. Deja USR-ul a împânzit presa cu publicitate. Ia cu cine așa mână, nu știu, puțin, nu știu, o poliție străia la un meeting, făcea așa. Nu, așa invers, făcea așa, dacă din mână. Bun. Și deodată se duce la, nu știu, la prima news acolo și zice acolo, ea zice următorul lucru, că la ăla, cum îi spune, referendumul pentru familie a votat, da, că familia a votat cum ar veni pentru referendum. Ia de ce a zis. Familia reprezintă pentru dumneavoastră uniunea dintre un bărbat și o femeie sau Da, nu un doar bărbat atât? și o femeie și copil, cățel, pisică, ceva, animal de Deci nu companie. susțineți căsătoria între persoane de același sex? Eu sunt creștină, sunt ortodoxă și din punctul meu de vedere consider că familia este formată dintre o femeie și un bărbat. Ați fost la referendumul Lucru. pentru familie, pentru familia tradițională? Da. Și ați votat pentru familia tradițională. Da. Nu credeți că acest răspuns o să stârnească critici în rândul votanților USR, care sunt mai liberali? Este treaba lor. După ce am văzut asta, am zis, bă, eu nu știu dacă am fost la referendumul ăla, dar eu nu am fost de acord cu referendumul. De ce? Eu sunt un tip tolerant. De ce să trec în Constituție că familia alcătuită din bărbat și femeie? De ce să trec în Constituție? Modific Constituția pentru asta? Bun, să fie și definiția familiei.
Poate să fie familia este alcătuită dintr-un bărbat și o privighetoare. Adică dacă eu trebuie, adică, cu prostie, eu sunt un tip tolerant. Urmă, treabă, vreau să fie familia alcătuită dintr-o femeie și femeie, treaba lor. Nu sunt de acord când se expun. Nu le-am. Ați văzut și la război. Nu le-am. De ce să modific o Constituție? Nici nu vă știu dacă am fost la referendum. Bun, și ea deodată, Speranța USR declară asta. Și azi vine unul drulă și zice așa. Am avut o discuție cu Lasconi și am cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Am decis convocarea biroului în această seară, adică în seara asta, pentru formalizare. Am certitudinea că am înțeles că întreaga așa și că situația devenită publică afectează campania. Păi, oameni buni, sunteți nebuni? Până mai ieri era speranța. Ce dracu a făcut? Păi zice, a zis că a votat. Păi dacă a votat ce? Trebuie să voteze, au omorât pe cineva. Gata, dar încă o dată. Până mai ieri era, v-ați văzut, candidată la prezidențiale, USR-ul, cap de listă. Deodată, la fel cum era aberant tot ce se întâmpla cu ea, acum iar e aberant, da? Și apare o fică, Oana Lascone, da? Așa. Sunt și una care și că la Paris. Fata lui Elena Lasconi, da? Care, mă rog, divorțat, a crescut-o. Fata, mama și fata. Și fata scrie așa despre mamă, nu zice despre mamă în public. Sunt aici să vorbesc despre mama mea, așa, Candia. Am citit știrile de sâmbătă, însă sunt în continuare în șoc și absolut degustată să aflu că mama mea a votat da la referendum pentru a susține așa. Nu pot să descriu durerea pe care simt numai ca fiică ei ca, și ca un membru al acelei comunități. Care comunități? Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Persoana pe care am susținut-o în carieră politică să devină fi o homofobă. Băi, tanti, alo, la Paris. Păi zici că ai susținut-o în carieră politică, deci știai ce a votat. Că dacă spunea, bă, eu sunt pe la Paris, da? Și am aflat că eu sunt, am înțeles că e, nu știu, LGBT, bun, și am aflat că mama mea a zis că a votat când dracu a fost ăla, nu știu, acum câțiva ani. Și, bă, nu știu, nu m-am preocupat. Dar ea spune că persoana pe care am susținut-o s-a dovedit o homofobă, nu am cuvinte așa, așa, ca ea să fie militată, așa, nu a apărut vreodată pasionată de acest subiect, sunt șocată cu tare într-un videoclip publicat pe contul ei de Instagram. Ui, ui, stați un pic. Stați un pic. Din câte știu, eu mă rog, nu sunt nici mamă și nici fiică. Și în general, raporturile dintre mamă și fiică sunt în felul următor. Se mai ceartă ele piscolo, îmi dau eu seama, da, rămân totuși mamă și fiică. Dacă mama pleacă cu altul, n-am auzit ca fiica să vină să scrie pe Instagram, mama mea e o curvă. Doamne ferește! Dar nu scrii. Nu știu, poate te întâlnești cu ea și spui, mamă, dă-o, dracule, l-ai lăsat pe tata care e un om. Și definiți să spui public despre mama ta că ești dezgustată de ea și după asta revine și spune, nu m-a crescut, m-a abandonat. Băi, oameni buni, iartă, ce este puncte-puncte, ala, că nu am voie să zic, romalala asta. Doamne, Maica Domnului, bun. Așa. Așa. Fiica Elenei Lasconi o acuză că ar fi mințit public despre cât de apropiate au fost, nu m-a crescut, nu a făcut-o, m-a abandonat. Oh, alea. Așa. Păi, oameni buni, vreau să înțelegeți ceva? De când și până când poate că s-au certat, că mamele și cu fiicele, mama și fiică se ceartă, din câte știu. Asta înseamnă că fiica trebuie să
vă spun în public, maică mea, mi-e scârbă de ea. Doamne, maică. Păi dacă scrie fiica ei așa, ea nici de primar nu-i bună. Pentru că cum să fie ea președinta României când ea nu își poate stăpâni fiica? Ce relație poate să fie? Deși lumea spune că, într-adevăr, că a crescut-o cu tare bun. Dacă mă gândesc, deci există toți cu care am discutat, dar toți, zici, bă, este o făcătură. Cum o făcătură? Păi făcătură e în felul următor. După unii, ea, așa cum brusc a devenit, aia, așa cum atunci când a devenit primăriță a fost cultivată și acum. Și bă, cineva o pregătește să fie președintă României. Mă, dar o pregătește cum? În sensul că o face fică să că-i scârbă de ea? Bun. Alții spun că de fapt, am văzut și Dragoș Tudorache de la Reper, că de fapt se pregătește un fel de schimbare a USR în sensul că să fie un fel de aur. Doamne ferește, nebuni. Alții spun că vrea să ia locul lui Drulă. Păi, oameni buni, dar când mă pricep eu la politică, acest anti-referendum al USR-ului a ținut de electoratul USR. V-am zis, eu nu sunt în USR, dar nu-mi place. Trec în Constituție, mamă, familia, nu, și dacă o trecă în Constituție, înseamnă că familia e alcătuită din bărbați și femei. Nu știu. Păi, bărbat, treaba lor, da, bun. Și problema era că modifica și Constituția, trebuia să întrunească Parlamentul, vă ce tărăboi a fost, da, ar fi fost dacă. Deci mie nu vine să cred. Așa, cum să schimbi tu acum, căci că USR trebuie să facă alianță cu PMP care a votat da la referendumul ăsta și cu Forța Dreptă care a votat da. Nu e adevărat. Adică poate fi o coaliție de trei partide în care să fie un partid care a votat împotrivă. Că tocmai asta, o coaliție de genul ăsta adună. PMP o adună pe oamenii lui Băsescu, Forța Dreptei adună pe oamenii lui Orban și din PNL și USR o adună electorat. Poți să-ți părăsești electoratul tot peste noapte și să zici eu sunt împotriva LGBT-ului. Că până asta ți-a stat electoratul, e treaba ta, bă, la electoratul tău. Alții spun că, de fapt, cineva lucrează pentru ea. Pentru ea ce? Trebuie să înțelegeți ceva? Poate că, nu știu, vedem, poate că ea, am înțeles că se supune la vot și poate că ea câștigă și Drulă de demisie, Drulă de la basculă. Nu mă înțeles, spectator, USR-ul, liderii USR nu mă înțeles. Ei stau prost în sondaj USR, nu pentru că e cu LGBT. Nu că e progresiv, pentru că se ține de prostie, adică într-o lume unde voi române discute despre cash, despre ăla, cu ăla, cu reducerile, cu ăla, mă bat la cap cu tot felul de chestii. Cum era aia? Păi, să distrugem stâlpii de înaltă tensiune pentru că se așează pe firele alea păsările și mor. Bun. Nu știu, dacă nu ați înțelegeți ceva, să-mi spuneți și mie. Da. Stimați telespectatori, eu am înțeles foarte multe lucruri pe care le fac. Deci, astăzi, ați auzit de Antena 3 CNN? Da. Antena 3 CNN a dat următoarea știre. Sute de bucureștieni au ieșit în stradă nemulțumit de activitatea primarului general Capitale. Băi, când am văzut titlul ăsta, zic, opa, bă, dar ce-o fi făcut Nicuși Ordan? Că mi-e simpatic în ultima vreme. Adică a făcut ceva azi, a dărâmat podul grand, nu sunt nemulțumit. Și mă uit la știri, ia să discuționă știri. Din nou în direct, bucureștenii au ieșit în stradă nemulțumiți de activitatea primarului general al capitalei. Oamenii sunt revoltați pentru că proiectele anunțate de Nicuși Ordan în 2020 s-au dovedit a fi un lung șir de promisiuni electorale. Colega mea, Delia Bulgaru, ne spune care este atmosfera în acest moment la primăria capitalei, acolo unde s-au strâns foarte mulți oameni. Te ascultăm, Delia.
Bun găsit, Maria Linda, bun găsit tuturor. Vreau să vă spun că acest protest s-a apropiat de final, au participat sute de persoane bucureșteni nemulțumiți de faptul că Nicușor Dan nu și-a onorat promisiunile pe care le-a făcut locuitorilor capitalei. Printre aceste nemulțumiri se numără, bineînțeles, fluidizarea traficului pe care Nicușor Dan a promis-o și nu a făcut-o, de asemenea rețeaua de termoficare, cel puțin asta spun oamenii, însă cu mai multe detalii. Domnule, să mă înțeles, dar nu sunt cetățeni, ei sunt membrii partidului limbricist al lui Dan Voiculescu. Dan Voiculescu are o chestie, vrea să fie șef de partid și partidul lui, nu știu cum se numește acum, aia, eu pup poala popii, popa pupă poala mea, nu știu, habar nu pot să-l pronunț, este un partid care de regulă care a intrat în Parlament numai pe spatele PSD. Este partidul ticăloșilor, pentru că Dan Voiculescu a intrat în Parlament în 2004 pe călare fiind pe PSD, a părăsit PSD-ul, a trecut de partea lui Traian Băsescu, deci principalul vinovat, principalul responsabil de mandat de regimul Băsescu este unul numit Dan Voiculescu. După asta, după ce l-a folosit, a venit Traian Băsescu, băi, soluția e morală, da? Și a scos și dosarul de informator. Și cum să spun, adică el acum, bun, mare. Deci, de văzut, acolo sunt ei din partid. Cum să dai tu? Am înțeles, Antena 3 este televiziunea care aparține lui Dan Voiculescu. Dar cum poți să dai o televiziune, sute de bucureșteni nemulțumiți au ieșit în stradă și ei sunt de la Partidul Umanist. Niște cuconete pe acolo. Cum poți să dai un atitudine? Dai titlu, membrii. Păi, cum îi zice lor ăsta, mă, partidul? Ia să vedem, că mereu greșesc titlul ăsta, da? Așa, că nu ne spune nici altceva. Nu știu, membrii, ia stai. Partidului Umanist Social Român, așa, au ieșit partidul Dan Voiculescu, al patronului nostru, au ieșit în stradă. Ce mai tine, spectatori, așa ceva nu există, unul ca presă. Deci nu pot spune că sunt cetățeni nemulțumiți, sunt membrii partidului. Doi, inițiatorul acestui acțiune a fost unul Piedone. Mie nu spune nimic, nu știu. Nu, nici nu m-am bucurat, nu m-am tristat că a intrat la pușcărie, că e unul de gen de primar, de genul din ăsta, care nu e pe gustul meu. Adică eu sunt totuși mai modern, mai european. Din ăla, de periferie. Se trage cu țațele de bârneț, le bate pe fund. Nu e genul meu, Piedone, nu spune nimic, da? Deci, din punctul acesta de vedere, de când și până când un partid organizează o demonstrație împotriva primarului și nu era să spui, bă, azi a făcut. Păi mâine, pâine, organizează PSD la poarta PNL, da? PNL la poarta USR. Aur la poartă. Nemulțumit de activitatea primară. Deci, stimați, după ce am văzut că de Nicușor Dan se ține într-una și unul numit Robert Negoiță, care este un bandit, o spun cu toată responsabilitatea, cum avea el hotelul ăla, mai avea un ziar care mă înjura pe mine, da? Să fiu al dracului dacă, și uitându-mă, dacă eu nu îl votez, vă spun dacă va candida, dacă pe Nicușor Dan și dacă sunt singurul din București care îl votează. N-a făcut nimic Nicușor Dan, nu a demonstrat în fața nimănui. Păi, cât de treabă? Nu știu, mie îmi place în ultima vreme. Am înțeles. Există câteva trusturi de presă, inclusiv Antena 3, care sunt cu afaceriști, cu rechini imobiliari și care sunt supărați pe el. O ține, bravo lui, din punctul ăsta de vedere. Nu face tam-tam, e sincer când iese, vorbește. Dar după ce am văzut jegul ăsta de la Antena 3 și limbricul de partid al lui Dan Voiculescu, care se dă partid,
cum îi zice, mă? Partidul Umanist Socialist Liberal USPL. Zic că votez pe Nicușor Dan. Piedone a fost și la Congresul Romilor. La Congresul Romilor, domnul Piedone, da? Așa. Am pus L, se numește. Partidul Umanist Social Liberal. Unii social, unii liberal, unii umani. Pus L, da? A fost la Congres. Și la Congres a luat cuvântul. El și... Vai de mine, ia dar niște limbuțe, Lucio, Lacu. Eu în locul lui Dan Băiculescu m-aș fi gândit, măi, bă. Ia să vedeți ce a zis el despre Ciolacu, da? Pot să vă spun despre domnul prim-ministru. Stăteam lângă el și mirosea doctor. Știu că nu este. Dar raportat la ce spunea, cash, la măsurile care au fost luate, trebuiau luate de mult, domnilor. Suntem unde suntem pentru că n-a avut nimeni curajul să taie. Marcel Ciolacu a tăiat. Doare, dar se vindecă, țineți minte. Și se vindecă o întreagă națiune. Este un prim-ministru asumat. M-am plictisit până în gât de două clișee în legătură cu Ciolacu. Taie în carne vie. Bă, celălalt, da? Bate cu pumnul în masă. Bă, atât de tare bate cu pumnul în masă Ciolacu, încât a rupt toate mesele. Unde se duce Ciolacu? E pac, dă cu pumnul în masă. Bun. Și ajungem acum la un domn numit Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă a fost la una dintre cele mai proaste emisiuni din istoria presei românești, care este La Cină, la Digi24. O emisiune de o rară artificialitate, deoarece moderatoarea n-are pic de vino în coa. Nu e Teo. Piedra asta, leptănase. Așa, bun. Și iată-l pe Nicolae Ciucă, mâncând, și vorbind despre copilăria lui. Ia uitați-vă la el cât de caragios e. Da? Hai să vedem. Da? Bună. Ducem dialogul mai liniștiți, mai departe, după ce am mâncat un pic. Vă mulțumesc, să vă fie de bine. Mulțumim frumos, să vă fie de bine și dumneavoastră. Aveți o poreclă în copilărie? Cum vă ziceau pe stradă, la joacă? Nu cred că am avut o poreclă la nume. Eram atât de puțin și atât de buni prieteni, încât chiar nu mi-aduc aminte. La școală, la ce ați avut cea mai mică notă primită vreodată în catalog? La rezistența materialelor. Ce m-ați respectat? Hai să vă spun, Nicolae Ciucă a încăpat pe mâna unor păduci care iau banii. Și i-au zis așa, domnul președinte, noastră trebuie să vă umanizați. A fost la Denis Rifai, am înțeles. Acum s-a dus la ăsta și ne-a povestit cum era el în copilărie și cum mănâncă el. Băi, peneliștilor, dați-mă banii degeaba. Domnul Nicolae Ciucă are nevoie, dacă vrea să ne arate că nu e chiar așa, pentru că la Nicolae Ciucă obiecția mea nu e faptul că nu ne-a povestit copilăria lui și n-a mâncat cu tante asta. Amândoi, unul mai țeapă decât, parcă amândoi aveau o țeapă în fund, făcută de țepe. Da? Nu! Nicolae Ciucă trebuie să iasă în public și să se pronunțe politic în legătură cu diferite acțiuni. Eu vreau să-l văd pe Nicolae Ciucă la un interviu unde să zic, eu am avut altfel un interviu în 2005, dacă nu mă știu. Eram la Antena 1, făceam interviu de duminică cu Crin Antonescu, care nu știu, era numai deputat, bă, m-a lăsat cu gura crescată, că povestea despre Carol cel Mare. Bun! Hai că vreau într-un interviu unde să zic, bă, ce le știe, știu că ăsta are proiect de țară. Bă, nu de umanizare are nevoie, ci să ne arate că nu e lemtănase. Că și lemtănase poate să mănânce ce mânca el acolo, da?
Este, uneori nu-ți vine să crezi cum sunt preluați acești politicieni și duși pe o direcție greșită. Repet, Nicolae Ciucă are nevoie să arate românilor prin apariții publice că are proiect de țară, că gândește, că știe istorie, că știe politică, să-l trăiește, dar nu clișee, da? Și când după ce ți-a terminat interviul, bă, ăsta e tip. Sigur, nu e el, nu vorbește așa ca Ponta, da. E un tip. Să-l la Denis Rifai, bun, am înțeles. Și eu am fost, e o emisiune între toată stima până Denis Rifai, știam și zis, între mondan și, dar să te duci să mănânci și să spui numai prostii. Uitați-vă în coate, dacă vă uitați în coate la el, cât de rău îi stă. Nu, mai rău i-a făcut dacă nu se ducea. Repet, nu am nevoie. Mâine, dracule, o să se ducă și o să facă balet. Poi mine o să umble în chiloți. Oameni buni, băi, pe neliștilor. Nu de asta e nevoie. E nevoie de un tip care, bă, n-a zis, bă, n-a vorbit, nu vorbea când era premier, făcea și iată-mă, bă, o revelație. Și vei la zice că s-a dus la cină și ne povestea cum era el în copilărie și se vede clar că nu-i stă bine. Nici ea, jurnalista, este țeapănă, are țeapa în fund și e artificială, e rece, nu ține, nu știi cum e. Se vede imediat că nu umple ecranul, când domin, când transmit. Nu, nici așa e o nefericită că n-are ce căuta la emisiunea aia. Ea trebuia să o cu o emisiune de interviu, interviu, da? Cu ala ta, 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 ta. Nu știu cum face și Cristache. Nu, ea face emisiune la cină și ea săraca ăla care, nu știu dacă era ăla care e bucătar, e deosebit mai bun. Nu se simte, nu e în pielea ei. Ăzlalt, deci nu era nici în piele. Ăzlalt când mănâncă, nu e nici el în pielea lui. Că e clar că e fals, dacă nici el n-are talent, da. Mulțumesc, la revedere!